Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că începând cu data de 1 februarie, unii români care dețin certificatul verde nu îl vor mai putea folosi. Valabilitatea certificatului de vaccinare este prelungită dacă persoanele se vaccinează cu doza booster, într-un interval care să nu depășească 9 luni de la încheierea vaccinării, a mai spus Alexandru Rafila conform Europa FM. Cine s-a vaccinat în august nu trebuie să-și facă vaccin pentru că nu au trecut 9 luni de la vaccinarea cu a doua doză, a mai specificat ministrul. De menționat este faptul că această reglementare a Comisiei Europene se va aplica numai pentru călătoriile intracomunitare. De asemenea, Comisia Europeană recomandă statelor membre să aplice în general această regulă de 9 luni a valabilității certificatului verde fără doza booster, ca măsură menită să ofere claritate cetățenilor.